Primăria Jilavele este tot mai aproape de a semna un megacontract de finanțare privind infrastructura de apă și canalizare în valoare de 10 milioane de euro. Acest proiect este arondat primăriei voluntari, în care sunt incluse 30 de localități, inclusiv comuna Jilavele. Autoritățile locale au primit garanții că la anul se vor demara lucrările pentru reabilitare, extindere rețea de apă și canalizare. La apă și canal suntem într-un megaproiect arondat primăriei voluntari, unde sunt implicate vreo 30 de localități din Ialomița, Giurgiu și sectorul agricol Ilfov. Proiectul a demarat de 6 ani, dar noi sperăm ca în primăvară să semneze finanțarea și avem garanția că la anul vor începe lucrările la toate localitățile deodată. Pentru Jilavele ar trebui să ne revină suma de vreo 10 milioane de euro la apă și canal. Alte două proiecte care au obținut finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2, în valoare de 77 de miliarde de lei vechi, se referă la asfaltarea 7-8 km de drumuri și reabilitarea și modernizarea uneia dintre școlile din localitate. Una din școlile noastre, noi avem 3 grupuri de clădiri de școli, una dintre ele am hotărât, bine, ea nu avea nici grupul sanitar atașat clădirii, și am hotărât să facem o școală modernă. Asta înseamnă, începând cu grupul sanitar, acoperiș, tâmplărie, gresie, faianță, electronică, deci tot ce înseamnă o mobilier, tot ce înseamnă o școală modernă, da? Aici, la fel, achiziția este terminată, urmează să demarăm lucrările cât de curând. Școala, modernizarea școlii în bani vechi, în jur de 12 miliarde. Un alt proiect la fel de important, poate cel mai important, este asfaltarea a 10 străzi, însumând vreo 7-8 km. La fel și aici avem închisă licitația, se cântăresc, să zic așa, ofertele, s-a evaluat oferta tehnică, urmează cea financiară, urmează să desemnăm, să desemneze, că nu noi desemnăm, primăria, câștigătorul. Prin grupul de acțiune locală Valea Cricovului, primăria Jilavele va primi 4 miliarde jumătate de lei vechi pentru achiziționarea unui utilaj multifuncțional care va fi folosit și la dezăpezire. Cel mai aproape proiect pentru realizare este achiziționarea unui utilaj multifuncțional care să deservească comuna pentru tuns iarbă pe aliniamentele stradale, toaletat copaci, la fel pe aliniamentele stradale, lamă pentru dezăpezire, sărăriță pentru dezăpezire și cupă pentru anumite activități gospodărești. Este un proiect pe care l-ați depus prin intermediul AFIR? Da, este un proiect prin AFIR, prin GAL Urlați. Localitatea noastră este arondată la GAL-ul de la Urlați. Și am fost primii care am depus la AFIR la București, dar din păcate lucrurile au mers mai greu, dar eu sper că într-o lună să avem utilajul în curte. În afară de proiectele mari pe care vi le-am enumerat, încerc să administrez și să pavazez atât cât mă pricep și atât cât pot eu și localitatea, și dacă mergeți până în centrul comunei Jilavele, puteți vedea stadionul de la Jilavele, unde în ultimii ani am încercat să schimbăm fața acestor obiective și eu cred că Jilavele în centru arată ca un mic oraș, să zic așa, dacă nu zic prea mult. Iar stadionul este poate printre cele mai frumoase din zonă. Proiecte pe care dacă le realizez, să fiu sincer, îmi fac simțită prezența la primărie. Altfel, dar eu sper să reușesc, fiindcă am promis că voi face ceva.